managerii din unele centre de îngrijire a persoanelor cu dizabilități din România se poartă cu aceste persoane nu ca și cu ființe umane. Ei bine, există și personal medical angajat care este doar fictiv sau pe hârtie și care nu dă prin aceste centre, deși astfel de persoane cu dizabilități au cea mai mare nevoie de îngrijire medicală. Domnul dr. Emanuel Bodnariu, președintele Consiliului de Monitorizare de Profesie Medic-Psihiatru, a vizitat unele centre din România și ne poate da mai multe detalii cu privire la personalul slab calificat din acestea, de asemenea la condițiile inumane de-a dreptul din astfel de centre. Aș vrea să le luăm pe rând și aș vrea să începem cu managerul, pentru că el este cel care ar trebui să sfințească locul. Managerul centrului din Olteni are proces penal pentru neglijență în serviciu. Știm că a murit o persoană cu dizabilități acolo. Cum se poate întâmpla un astfel de lucru într-un centru din România? Cât de în pericol de a muri sunt oamenii care merg în aceste centre ca să se trateze, ca să se reabiliteze? În aceste centre ar trebui să se schimbe condițiile de angajare a acestor șefi de centru. Practic sunt șefi de serviciu. Nu știu după ce criterii, încă nu m-am gândit la aceste criterii atât de mult, dar cred că voi colabora cu cei de la Autoritatea pentru Persoane cu Dizabilități din România și cu Ministerul Muncii și să stabilim niște criterii în așa fel încât cei care ajung în aceste funcții acolo să nu mai fie ancorați în zona politică, să nu mai fie ancorați într-o zonă de interese, într-o zonă, să zic eu așa, mai gri a societății, adică să aibă datorii, să aibă cutare și să nu mai fie tentați ca în momentul în care au fost puși pe această funcție să nu-și dedice 100% timpul alocat pentru a crește calitatea vieții acestor beneficiari. M-am uitat cu atenție la cele mai multe centre unde au fost cei din Consiliul de Monitorizare și, bineînțeles, vorba românească, peștele de la cap se împute. Un manager, practic, pentru că acest șef de serviciu, acest șef de centru este un manager. Chiar acolo, numai în pătrățica lui este. Și acel manager ar trebui să vină către directorii și personalul de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu propuneri, practic, de angajare a restului personalului pe care el îl guvernează în acel centru. Vreau să vă spun că am găsit psihologi, am găsit și medici, am găsit și, dar fiecare acționau pe cont propriu, fiecare după capul lui. Fiecare făcea, de exemplu, am găsit un medic de familie care probabil să-și cutească cheltuielile pentru un cabinet și a deschis un cabinet de medic de familie într-un asemenea centru. Impropriu spus, pentru că asta mi se pare iarăși o șmechereală a sistemului. Deci o posibilitate de a fenta sistemul. Ce înseamnă asta? Că o cămăruță din centru, exact, era cabinetul medicului. Medicul, din care veneau și alte persoane din comunitatea respectivă, deci din afara centrului, el fiind medic de familie, practic. Și asta se întâmplă acum în contextul pandemiei de COVID-19. Nu mai spun de, și aici este iarăși de discutat foarte mult, pentru că foarte puțin din acești manageri s-au implicat în această zonă de prevenție. De prevenție. Într-adevăr, au fost vaccinați cei mai mulți dintre beneficiari, dar cu personalul, iarăși o problemă, că na, noi suntem cu teoria conspirației. O mare parte din personalul care lucrează în aceste instituții nu este vaccinat. Face obiectul altei discuții aici.
Acel manager care este în acel centru, în mod normal, ar trebui să desemneze manager de caz pentru fiecare în parte din beneficiari. Nu se întâmplă acest lucru. Personalul mediu, practic, că acum vorbim de asistenți medicali și de infirmieri, iarăși nu au nicio pregătire. Cu asemenea persoane ar trebui să lucreze odată o persoane dedicate acestui lucru, persoane care au, ori au avut un caz în familie, ori au un caz în familia lor sau printre prieteni și care într-adevăr și-au găsit o vocație de a lucra în această zonă. Pentru că dau un exemplu din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică. Ești foarte expus să iei acele automatisme, începi să ai gânduri negative, pentru că în fiecare zi întâlnești și atunci clachezi. Și atunci apar nenorocirile, cum a apărut în cazul de la Călinești, unde un infirmier a venit beat la serviciu și s-a părut lui că un beneficiar i-ar fi spus cine știe ce și atunci l-a bătut până l-a omorât. Cazul de la Olteni. Iarăși revenim la ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Un beneficiar s-a accidentat, a căzut din cărucior și a venit în cap. Vă dați seama că l-au ținut 5 zile în acel centru. Un hematom probabil subdural s-a propagat. L-au dus la spital, dar a decedat acolo, pentru că în momentul în care l-a dus într-un serviciu de specialitate, cei de acolo n-au mai avut timpul necesar să intervină și să-l scoată din acea stare critică. Unde era medicul, întreb, unde era asistentul medical al centrului? Vedeți, fiecare acționează de capul lui, dar unde era șeful de centru? Pentru că șef de centru adevărat, în momentul în care a apărut o problemă medicală în afara sferei pe care o are acolo de sănătate, atunci automat suni la 112, faci tot posibilul să ajungă într-un serviciu specializat și să-l vadă un specialist. Vedeți, aici discutăm de sistemul medico-social sau socio-medical, care nu este reglementat în România. Nu e nici la Ministerul Sănătății, dar practic nici la Ministerul Muncii. Ministerul Muncii acordă niște servicii sociale și niște servicii medicale, gen cum dacă vorbim de paușal, că e un cuvânt la modă la ora actuală. Totul este plătit în paușal. Adică știi că ai dat o alocație de hrană de 160 de lei pentru un adult și 120 de lei pentru un, și 12 lei pentru un copil pe zi, 16 lei pentru un adult pe zi și 12 lei pentru un copil pe zi, și după care restul e după ureche. Care o medicație, o zi o ia, o zi nu o ia, n-ai control dacă se ia, dacă nu se ia. În mod normal, aici vorbim de conștiință. Conștiința fiecărui angajat de acolo. Dar aici managerul trebuie să vină și să impună această conștiință, să impună aceste circuite să fie respectate, medicale, să fie acoperit de proceduri, să fie acoperit de foarte multe lucruri. Ce n-am găsit, sincer vă spun. Toți au niște registre, au niște chestii, dar nu au, au făcut ei după capul lor niște proceduri, dar nu respectă nici măcar standardele minime impuse de Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități și a Copilului. Și de aici vorbim de profesionalismul celor de acolo. I-aș ruga pe cei din sistemul de învățământ, practic, de la Facultatea de Psihologie, de Sociologie, de Asistență Socială, nu mai spun din zona de sănătate, poate înființăm niște ramuri specializate de profesioniști care într-adevăr să lucreze în aceste sisteme, dar atunci trebuie să le creezi și condițiile necesare. Cu alte cuvinte, vedeți necesară o supra-specializare în acest sens a lucrului cu persoane cu dizabilități? Bineînțeles. Este o supra-specializare pentru că te întâlnești cu o cazuistică pe care tu, în practică, dau un exemplu de medic, te întâlnești în fiecare zi cu asemenea lucruri sau îți apar doar
în anumite momente din cariera ta, dar iarăși trebuie să revii la carte, pentru că nu știi cum să abordezi acest subiect. Și o perioadă lungă, pentru că dacă ai un asemenea pacient, tu nu te gândești că l-ai tratat acum și îl mai chem la un control și iar la un control. Nu, pe acel pacient trebuie să-l vezi într-o evoluție deasă. Vorbim de o săptămână, de două săptămâni maxim, în care trebuie să vezi dacă a evoluat sau nu. Și atunci trebuie să găsești altă terapie și altă alternativă pentru a putea avea un succes medical. Nu mai zic de latura de psihologi. Iarăși, psihologii care ar trebui să aibă programe adaptate acestor persoane. Pentru că ei mulți lucrează cu cei care stau în familii. Dar în aceste centre este alt gen de abordare din punct de vedere al psihologului. Că am întâlnit psihologi în aceste centre care nu făceau absolut nimic. Că întrebam, dar nu mă pricep. Chiar unii mi-au recunoscut că nu se pricep. Ce să le facă? Pentru că ei stau doar în pat și mănâncă. Atât, altceva, nimic. Mai oameni buni, dar v-ați gândit și voi la o terapie ocupațională? V-ați gândit și voi la ceva? În special la copii. La copii unde de la 12 ani ar trebui preluat special și cât de mulți reintegrați în societate de la 18 ani. Pentru că altfel apare dependența de centru. Dependența de a sta într-o instituție. Și atunci, bineînțeles că acea persoană va fi doar consumatoare. Nu va produce absolut nimic pentru societate mai târziu. Pentru vârstnici, iarăși o întreagă tevatură aici. Vorbim de oameni care au dobândit dizabilitatea în parcursul vieții și care n-au dat seama că nu mai au nicio expectanță. Deci, practic, acei oameni își așteaptă moartea. Am stat de vorbă cu asemenea beneficiari care zic, mai că mai bine aștept să mor, că nu mai am ce să fac pe pământul ăsta, la urma urmei. Că nu mai pot să merg, nu mai pot să mă mișc, nu mai spun de cei cu deficiențe psihice, care pur și simplu sunt într-o derivă totală, dacă discutăm cazuistica în parte. Cine poate face mai atractivă pentru personalul medical această componentă de îngrijire a persoanelor cu dizabilități, astfel încât să-i determine pe tineri în mod special să vină și să aplice pentru astfel de joburi, pe de o parte. Pe de altă parte, cine verifică acest personal medical care lucrează în astfel de centre, astfel încât să se asigure că este bine pregătit? Vedeți, mie mi-a plăcut foarte mult teoria cercurilor concentrice. Atâta timp cât avem aceste centre universitare care pregătesc viitorii medici din România, eu aș găsi nu supra-specializare, chiar pe o ramură specializată pentru persoanele cu dizabilități. Și aș merge pe zona de recuperare, pentru că, vedeți, sunt foarte mulți care au nevoie de așa ceva. Și atunci, îndrumătorii, profesorii noștri, practic, din medicină, ar putea să formeze echipe, mai întâi în aceste centre universitare, care să lucreze locul acolo și atunci, vedeți, la rezidențiat ți-ai luat direct postul în acel centru și vei pune suflet ca să poți să, când în momentul în care ai ajuns să lucrezi efectiv și să fii titular în acel centru, atunci poți să spui că ai realizat ceva. Când vedeți, sunt foarte mulți tineri care nu vor să părăsească orașele universitare, în special medici, se ducă prin alte zone pentru că el nu are un post sigur, nu are siguranța postului. Și în acel moment trebuie să-i creezi și niște facilități în acele, pe lângă acele centre. Condiții de cazare, dar atunci trebuie vorbit cu autoritatea publică locală, poți să vorbești cu alte zone, că investițiile sunt minime acolo. Și pornind de la aceste lucruri care ar trebui să se întâmple în viitorul cât mai apropiat, în acel moment poți să spui că extinzi și pentru psihologi și pentru asistenții sociali
chiar și pentru asistenții medicali, pentru că mulți fac facultate actualmente a moașelor și a asistenților medicali. Deci sunt profesioniști desăvârșiți pe care îi văd, dar într-adevăr trebuie create ramuri speciale doar pentru cei care vor să acceadă în această zonă, în a lucra cu persoane cu dizabilități. Și posibilități sunt. Numai să se vrea.